Doi bărbați originari din Bălți au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție și riscă până la 6 ani de detenție. Aceștia sunt suspectați că ar fi pretins și primit mită de 850 de euro de la o persoană pentru obținerea permisului de conducere. Potrivit denunțătorului, la începutul lunii ianuarie 2019, bănuiții ar fi pretins banii sub pretextul că pot influența membrii Comisiei de Examinare din cadrul Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto din Bălți. În schimbul banilor, funcționarii urmau să organizeze cu succes susținerea examenelor de calificare auto și să elibereze permis de conducere de categorie D și E. Pe faptele denunțate, CNA a pornit urmărirea penală pentru trafic de influență. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 6 ani de detenție sau amendă de până la 1,5 milion de lei.